Carieră de jucător. Deja episodul 2. E ceva. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră de jucător la FCSB. Nu uitați să lăsați un like acolo dacă mai vreți episoade cu această serie. La 2000 de like-uri o să continuăm cu următorul episod. Până atunci ne concentrăm pe ce o să facem astăzi. Mergem aici să antrenăm jucătorul. Văd că a crescut acolo la Vision. Cred că este singurul status la care a crescut acesta. Da, o să mergem în continuare. Hai să vedem ce meci avem. Nu știu dacă sunt în primul 11. Se pare că nu am fost selecționat, așa că o să fiu nevoit să simulez acest meci cu Gazmetan. Haide să vedem ce reușim să facem. 1-1. Păi dacă nu m-au convocat pe mine, normal că se termină 1-1. Se pare că aici este perioada de transferuri, așa că o să sar peste aceasta. Nu mă voi transfera acest sezon. Dar din nou nu sunt selecționat aici. Îl bagă pe Nakagawa și nu mă bagă pe mine, am înțeles. Câștigăm aici cu 1-0, marchează Muncilovici. Panțărul s-a accidentat, cineva este suspendat. Poate cu ocazia asta prindem și noi un loc. Ceea ce nu știu ăștia e că eu i-am accidentat ca să prind loc. Sunt foarte malefic. Da, se pare că creștem acolo la defending. Nu știu cu ce mă ajută chestia asta. Avansăm în continuare. Suntem în septembrie. Avem un meci cu Universitatea Craiova. Suntem pe locul 2 în campionat la 6 puncte de CFR. Distanță destul de mare, însă punctele se vor înjumătăți. Sunt nevoit să simulez. Câștigăm cu 2-1 aici. Da, noi ne antrenăm în continuare. Suntem în grupa noastră de Champions League. Grupa alături de Piemonte Calcio, Leverkusen și Atletico Madrid. Ai Champions League, dacă mă bagă, îi zic mulțumesc. Mă și pun în genunchi și mulțumesc. Și o să pierdem, nu? Da, pierdem cu 2-0. Marchează Lacazette, se pare că Lacazette este la Leverkusen acum. Și avem un meci important cu CFR Cluj. Noi ne mai antrenăm aici pentru a ne crește ratingul. Hai să facem, frate, și un antrenament. Hai să facem un antrenament direct de aici, pentru că unii a spus că vreți să vedeți și antrenamentele. Hai să ne antrenăm la Attacking Scenarios. Nu știu dacă vă place, lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vedeți chestii de genul. Dacă în meciuri nu jucăm, măcar aici să jucăm și noi, să dăm câteva goluri. Ia uite frumos la mine, la gunoiere. Bam, gol, easy. Avem 7 încercări aici. Zeul zeilor. Mamă, dar ce lent mă mișc. Dar totuși o să marchez, nu? Da, marchez, sunt prea bun, frate. Nu degeaba am numele ăsta. Pasul cu tălcâiul din partea lui Gnoiere. O crocheta nereușită din partea mea. Și mă duc, hai să văd cum stau cu șuturile de la distanță. Văd că am ceva putere în șut. Cu pasele, nu prea stau bine la pase, se pare. Și... ratez acolo, băi frate, cum n-ai b-am ratat? Clar, mai am o încercare. Ok, șutul lui Gnoiere este blocat de către portar și mai avem o ultimă încercare. E destul de greu, frate, că sunt 3 jucători aici. Da, nota B aici, e ca un 8 la școală, așa cred. Hai să vedem rezultatele. E destul de bine, a reușit să creștem acolo. Hai să ne antrenăm atunci și la dribbling aici, ca să creștem ball control-ul și dribbling-ul. Dacă luăm o notă mare, putem să creștem foarte bine aici. Ok, ce trebuie să facem aici? Să luăm acest bă, nu se pare. Ok, luăm banul, vino aici. Vreau să devin bogat. Dăm banul. Bă! Acum, da. Opa, se micșorează cercul. Ia-l. Ok, s-a mărit. Ia-l și pe ăsta. Ok, e mai aici. Să nu mă lovesc. Bă, l-am ratat, nu? Se pare că am ieșit din zonă. Se pare că am luat nota F. Dribblingul nu prea ne ajută. Nu prea avem așa mult control la minge. Dar o să reușim. O să reușim pentru că sunt zeu. Nu degeaba numele ăsta. Ne ducem aici. Acum ne ducem aici. Try harder. Știu că sunt try harder, dar nici chiar așa. Ei, notă mare. No! Nu am ieșit din zonă, hai că e bună și nota B. Da, am crescut doar la dribbling acolo, restul o să le simulăm. Da, avem aici un meci cu CFR Cluj, meci în care nu suntem din nou selecționați. Avem de așteptat, băieți, trebuie să așteptăm meciurile mici, se pare că echipa pierde dacă nu joc eu. Noi ne antrenăm în continuare, ne facem sesiunile de antrenament, nu ne grăbim, suntem încă tineri. Avem tot viitorul în față, așa că nu este grabă, doar că o să fie destul de plictisitor. Că aici suntem selecționați, hai să jucăm meciul cu Academica Clinceni. Măcar pe astea să le joc și eu cu echipele slabe. Din nou mă bagă în mijlocaș, nu știu de ce. O să jucăm ca și zeul, adică eu desigur. Da, și meciul începe. O să jucăm de data asta cu o cameră destul de diferită. Spuneți-mi în comentarii dacă vă place. Da sau nu, scrieți da sau nu în comentarii acolo. Dacă vă place această cameră. Hai să vedem ce o să facem în continuare. Chemigea la tenase. Dă-mi aici mie pas, pasă la mine, frate. Pasă aici, jos. Te rog. Ok, pasă la mine. Parcă văd mult mai bine spațiile dacă stau aici. Asta e șmecheria. Asta e mare șmecherie la această cameră. Nu știu dacă o să vă placă vouă, totuși.
mingea la mine. Pasez mai departe, mă duc acolo. Da, nu mi-a dat bine la pasa. Ok, mingea la mine. Mamă, mi-a dat-o la pe pasă. Ce a fost vere pasa aia? Notă de 6.4 deocamdată. Aici Dennis Mann. Și mă duc, doar că n-am unde. Pasez mai departe, Tănase, îmi dai aici pasa, am spațiu destul de mare, pot să pătrund aici, pasă mai departe, la Tănase greșește acolo. Se pare că joacă efectiv cu Tănase, antrenorul Tănase e foarte slab după părerea mea și mi-a luat acolo locul în atac. Ok, mă duc aici, fault, arbitre, așa mă. Ai bătut-o, aplauze în chat. Aplauze în comentarii, de fapt. Pasă la mine și mă duc pentru că am viteză. Mă duc aici, avansez. Dar din păcate nu trec bine acolo. Mingea din nou la mine. Hai să pasez în spate pentru că nu am poziție. Cei de la Clinceni se apără pe două linii acolo. Mingea din nou la mine. Pasez mai departe. Moncilovic. Pasă la mine aici. Mă opresc. Dau la Moncilovic. Mai departe. Moncilovic șutează. A făcut o alegere destul de proastă. După părerea mea, era destul de greu să marcheze din acea poziție. Cheolaru, pasă bună aici, putem să marcăm, hai șut cu stângul, scoate portarul acolo, fantastic. N-am reușit să marchez aici, băi, n-am reușit să marchez, cum? Uite și tu ce șut bun. Mingea la mine, nu prea am cu cine să pasez, aștept să vină cineva la pase, mă duc aici în margine, ăsta îmi bagă un tackle care nu prea iese, îl trimit acolo efectiv după țigări, țin de minge, pasez mai departe, nu prea mai am stamina însă, aici dacă primesc o pase, șutul meu și marchez aici primul gol la FCSB marcat de către mine, 1-0, 1 minutul 35, ce gol frumos, ce combinație frumoasă, nu știu de ce scrie Andrei pe spate, trebuia să scrie Gianni, dar în fine, pericol mare aici, pericol mare. Cei de la Clinceni, șutează acolo jucătorul de la Clinceni, însă Bălgrădean scoate foarte bine, nu prea văd aici nimic. Acolo, dacă îmi pasa asta bine, recuperez totuși. Nu mă așteptam să-mi paseze acolo Tănase, nu mă așteptam să paseze așa de vreme. Da, și se termină prima repriză, avem o notă destul de bună. Hai să pasăm aici în margine, pasă bună din partea mea, dacă primă înapoi aici este la fel de bine. Însă se apără bine jucătorul advers. Centrarea acolo, Olaru, mingea la mine, aștept cu echipierii să se demarce, țin de minge acolo, pasez într-o parte, Perianu, Tănase, așteaptă-mă Tănase, pasă bun aici, hai cu finesul ăla e destul de bun, scoate din nou portarul de la Academica Clinceni, un șut destul de bun cu dreptul aici, mingea era plasată foarte bine, portarul de la Clinceni face un meci mare. Hai să dacă primim aici pasă, se pare că primim. Hai să încercăm o centrare. Centrare din partea mea, man cu capul. Mingea este respinsă și se pare că este din nou un corner. De data asta nu cred că mai avem cum să primim pasă. Nu mai avem, da. Ok, Dennis Mann în margine. Dennis Mann pătrunde. Dennis Mann. Centrare bună, preluare pe piept. Șut acolo pe lângă poartă. Ce aproape am fost să marcăm dubla aici. Multe ocazii în meciul acesta, se pare că am strălucit. Recuperez și mingea asta? O recuperez. Ok, cei de la Academica sunt periculoși aici, un șut acolo, mingea cred că se duce pe lângă poartă. Ok, pasez mai departe, foarte prost pasez, greșeala mea aici, se pare că eu am greșit aici. Pas, eu să stau aici la contraatac, poate reușim să-i surprindem pe cei de la Academica, dacă am recuperat mingea acolo. Ok, și două la mine. Bine mă pas asta, bine. Și scap aici. Ha, mă vine la cu alunecare și mă rupe. Dacă aș mai avea puțină stamina, dar nu mai am. Se lovește mingea de piciorul meu. Nu mai am stamina, băieți, nu mai am stamina. Nu mai pot să alerg. Am obosit. Ar cam trebui o schimbare aici. Nu prea mai duce jucătorul nostru. Mingea la mine. Pasez acolo. Hai cu asistul. Moncilovic, dă și tu gol, Moncilovic, ce ești așa praf. Puteam să dau un asist acolo, dar Moncilovic nu vrea să mă ajute deloc. Da, băieți, meciul se termină, câștigăm aici cu 1-0 datorită golului meu, primul gol la FCSB. Cred că așa o să se numească și titlul, dar se pare că omul meciului a fost Moncilovic.
Noi am avut o notă de 8.0 destul de bună. Cam aici terminăm și noi videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de subscribe, de like. Eu am fost Gianni. V-am pupat.